A fost odată ca niciodată o sirenă pe nume Selena. Selena nu era o sirenă oarecare. Ea și-a pierdut părinții încă de mică și a rămas în grija mătușii sale. Din nefericire, aceasta se comporta foarte vitreg cu tânăra Selena. Sirena noastră era nefericită și zi de zi plângea și se ruga să poată scăpa de mătușa ei cea rea. Nu avea nici prieteni, decât un peștișor pe nume Fini, singurul care îi era alături și care își dorea să o ajute să scape din locul acela. Într-o zi, sirena a hotărât să-și ia inima în dinți și să plece în căutarea unei alte familii care să o iubească și să o ocrotească. Deși Selena a insistat să o lase să meargă singură pentru a-l proteja pe Fini, acesta nu a acceptat nici ruptul capului. Astfel, cei doi prieteni au pornit la drum. În drumul lor, cei doi au descoperit o mulțime de locuri necunoscute până atunci. Au întâlnit o creatură cu foarte multe brațe și s-au ascuns deoarece s-au speriat de ea. Creatura i-a zărit și le-a zis: "Cine sunteți și ce faceți prin locurile acestea? V-ați rătăcit?" Speriată, Selena i-a zis: "Nu mi-am rătăcit. Eu îmi caut o familie. Nu știi cumva pe unde pot găsi una?" "Eu nu știu unde, dar cred că bătrâna țestoasă te poate ajuta." "Bătrâna țestoasă? Unde o pot găsi pe bătrâna țestoasă?" întreabă Selena. "Locuiește în cel mai vechi și mai măreț coral din întreg oceanul, coralul misterelor. Nimeni nu a mai ajuns acolo vreodată." Fiind îndrumați de caracatiță, cei doi și-au continuat drumul în căutarea coralului. Tot mergând, aceștia au întâlnit cea mai mare creatură pe care au văzut-o vreodată. "Bună ziua! O căutăm pe bătrâna țestoasă. Știți cumva unde o putem găsi?" "Bătrâna țestoasă? Locuiește în coralul misterelor, dar nimeni nu a mai ajuns pe acolo." "Eu îmi caut o familie și am să merg acolo. Puteți să-mi ziceți cum putem ajunge acolo?" "Nu puteți să mergeți singuri. Am să vin cu voi să vă feresc de primejdii. Rechinii de-abia așteaptă să întâlnească străini neajutorați ca voi." Cei trei au pornit la drum și nu s-au oprit până ce nu au ajuns la cel mai strălucitor coral din întreg oceanul. Selena nu a mai văzut niciodată ceva atât de frumos. Au pătrund pe imensa poartă de cleștar, care lumina întreg oceanul cu sclipirile diamantelor ei. Până și balena a rămas profund uimită de frumusețea coralului. La poartă au întâlnit străjerii care apărau coralul de intruși. Selena le-a explicat acestora pentru ce au venit, iar aceștia i-a condus la tronul țestoasei. "Cine mă caută?" întrebă țestoasa cu o voce obosită. Intimidată, Selena răspunde: Eu îmi caut o familie." "Te-am așteptat, Selena. Ți-am pregătit de mult o familie, încă de când ți-ai pierdut părinții." Când a auzit acestea, sirena a fost foarte bucuroasă și nerăbdătoare să ajungă la familia ei. Țestoasa a chemat pe slujnica ei de încredere pentru a-i înduma înspre palat. Ajuns acolo, fata a văzut palatul familiei ei și inima i-a săltat de bucurie, căci știa că în sfârșit avea să-i cunoască. Toți i-au ieșit în întâmpinare și au primit-o cu brațele deschise. "Te-am așteptat de mult, știam că o să vii," i-au zis noile ei surori. De atunci, Selena a fost nedespărțită de familia ei și și-a făcut o mulțime de prieteni adevărați. Dar Fini a rămas în continuare prietenul ei cel mai bun și a continuat să o însoțească peste tot.